găsit, doamnelor și domnilor! Mă numesc Bianca Droftei și sunt gazda emisiunii No Limits. Dacă data trecută v-am vorbit despre cercetași, astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre free run, tricking și parkour. Pentru asta i-am invitat alături de mine pe băieții de la ABC care acum au un antrenament în partea aceea. Să mergem să-i vedem! În primul rând vreau să-mi spuneți cum vă numiți și câți ani aveți? Murariu Iulian, am 20 de ani, practicant de tricking și free run. Mă numesc Ailenie Bogdan, am 18 ani și la fel, Silvan. Mă numesc Ailenie Adrian, am 15 ani și sunt la fel, tricker. Îmi puteți spune cum v-ați apucat de tricking? Free run? Păi, ne-am apucat prima oară de parcurs și free run. Totul a început ca o joacă și la o joacă da. Am avansat. Da, tot. Și e un sport frumos. Am început mai greu la prima schemă, a doua, a treia, mai caz, dar o să mi-a plăcut și ne-am ținut de el. Acum am ajuns unde suntem acum, adică sus. Îmi puteți da o definiție a trickingului, a free run-ului? Free run, în primul rând, este derivat de la parkour, dar te exprimi, fiecare persoană se exprimă în mod propriu prin mișcări. Arta mișcării. Da. Ca o definiție. Orice obstacol, orice bordură, orice chestie, poți să treci în propriul tău stil peste ea. Sunt sute de mișcări, tu poți să treci cum vrei. Timp. Și ce v-a determinat pe voi să începeți să practicați acest sport? Eu, personal, fiindcă băieții s-au apucat mai devreme ca mine, am avut niște prieteni mai de mult, făceau breakdance. De la breakdance, unul dintre ei făcea și parkour și în timp ce mă antrenam cu el, am început să învăț și parkour. Mai un backflip prima oară, am încercat vreo câteva luni și a început să placă din ce în ce mai mult. Grupul de breakdance s-a desfințat și am rămas cu parkourul și m-am axat din ce în ce mai tare pe el. Păi... M-am apucat, mi-a plăcut de mult să sar, am fost săltăresc de mic și m-a atras sportul ăsta. Și tu? Eu m-am apucat dintr-o vacă. Mi-a plăcut, am continuat. Ați luat lecții sau totul e spontan pe moment? Totul e spontan, adică la fiecare antrenament, fiecare încercăm să ne depășim limitele. Să ajungem din ce în ce mai buni. YouTube-ul e un mare ajutor. Și la ce riscuri sunteți dispuși atunci când practicați free run-ul, tricking-ul? Foarte multe, având în vedere că e vorba de înălțimi, borduri, ciment, tot fel de colțuri. Toți trei am avut accidente, nu grave, dar sperăm să nu se mai întâmple. În oraș aveți un loc unde puteți practica free run-ul? Asta că e cea mai mare problemă în România. Cam sunt doar două sau trei județe în care sunt săli special amenajate cu bureți, unde puteți practica în siguranță sau dacă vrei să te apuci, dar aici în Pașcan nu. Ești nevoie să te apuci direct pe ciment, pe iarbă și nici nu are cine să ne ajute. Am încercat să vorbim cu la primărie, să facem noi de o sală. Ne-au promis, apoi când ne-am dus să vedem, au zis că nu mai are cum. Sala e destul de mare, având în vedere că practicăm în locuri urbane, adică ciment, borduri, puține locuri cu iarbă. Fiecare mișcare în sine este periculoasă și încercăm din ce în ce să devenim mai buni, să nu mai cădem. Să ajungem perfect. Fiecare dintre noi am avut accidente, care mai de care mai periculoase, dar am continuat, am trecut peste ele. În orașul nostru este vreun loc amenajat unde puteți face free run, tricking, parkour? Nu. Pe asta e și cea mai mare problemă din România. Cred că doar în două județe sunt săli special amenajate cu bureți pentru a începe să practice acest sport, dar în rest nu, toți. Orice free runner din România duce lipsă de o asemenea sală, precum și noi, în Pașcani, am încercat să facem rost de o sală, ne-a fost promisă, după aia s-au răzgândit, ne-am rezumat la ce avem și noi. În această cauză și accidentele, dacă nu avem unde să facem, suntem nevoie să încercăm direct pe iarbă, pe ciment. Ce avantaje vă oferă acest sport? Păi, n-aș putea spune. În primul rând, un stil de viață sănătos. Hai. Oprește. Putem să filmăm? Ce avantaje vă oferă acest sport? Păi, avantaje nu prea ar fi. O facem pentru noi însăne. Ne place adrenalina, dependenți. Și cel mai frumos sentiment când sari, te simți prin aer, ești liber, e foarte frumos. Avantaje pe la spectacole, doar să te faci cunoscut. Mai mult nu se poate momentan. Da, sunt de părere cu Iulian, avantaje nu prea avem, dar o facem pentru noi și pentru că ne place.
În primul rând, ducem un stil de viață sănătos, ne menținem în formă, decât să facem ce face toată lumea în ziua de azi, toți tinerii, fotbal, handbal. Mai degrabă, noi am vrut să fim diferiți, să facem un sport mai frumos, ne facem orașul mai cunoscut. La ce concursuri ați participat? Păi, până acum, până în prezent, am participat la baluri, la școli, la zilele orașului, mai mulți spectacoli, la Clubul Copiilor, Casa de Cultură, când a fost nevoie, ne-am implicat. Concursuri nu am avut, dar am avut, în fel, organizăm noi, între noi, workshop-uri în diferite județe, la Bacău, la Iași, și ne adunăm, ne-am făcut, de când practicam, ne-am făcut mult mai mulți prieteni, care fac același lucru ca noi, și eu foarte, foarte ok, te duci prin alte județe, e frumos, cunoști oameni noi, locuri noi și e fain. Ați luat vreun premiu sau diplome de când practicați trekking, free run-ul și parcurul? Nu, până acum nu, nici n-am avut un concurs anume pentru așa ceva, n-am, de fapt au fost, dar n-am putut noi să ajungem. Încă nu, dar sperăm că pe viitor poate o să facem, nu știu, vreo diplomă sau ceva, măcar. Ce abilități trebuie să aibă un viitor free runner? Păi, nu sunt neapărat abilități, adică oricine își dorește cu adevărat poate să înveți acest sport. Mai mult trebuie să ai tupeu și să-ți placă ceea ce faci. Da, nebunie trebuie. Trebuie să-ți placă ca să poți face așa ceva. Nu oricine poate să facă. Abilități, păi, pur și simplu să fii mai, să-l treci așa de mic, să-ți placă sportul, să o ai și chiar dacă, bine, chiar dacă nu ai o anumită siluetă sau mușchi, sau, poți să faci cu timpul dacă îți dorești, dacă tot practici, o să-ți dezvolți mușchi anumit pentru acest sport, dar da, cred că este un sport pe care toți îl pot practica. Mi-ați răspuns și la următoarea întrebare, dacă este un sport pe care îl poate practica oricine. Însă vreau să vă întreb, au fost mișcări pe care voi nu ați putut să le faceți? Păi sunt mișcări și încă vor fi mișcări pe care nu le putem face. Adică nu că nu le putem face, n-am ajuns la stadiul ăla în care să avem destulă forță, destul antrenament pentru anumite mișcări. Sunt, cred că, zeci de mișcări pe care le execută cei de teapă mai înaltă, profesioniști din America, din Rusia, la care noi încă o să lucrăm și sperăm câțiva ani să o să-i ajungem din urmă și o să putem face mai mult. Cam cât timp dedicați zilnic antrenamentului? Păi, odată ieșim cam 2-3 ore, odată la o zi, două. De câte ori avem timp, cel puțin e ca o joacă. Cum alții stau pe Facebook în timpul liber, noi ieșim la parcur și e super. În ce constă antrenamentul vostru? Păi nu antrenament anumit. Ieșim pur și simplu, ne facem încălzirea și repetăm. E ca o joacă. Da, repetăm mișcările pe care le știm. Când avem destul tupeu în noi și ne luăm cu joacă cu astea, mai încercăm și câte ceva nou și atunci cel mai tare sentiment când reușești ceva nou. Tu de câți ani faci free run? Păi, momentan am un an și jumătate, băieții fac mai de mult timp ca mine. Eu fac de 4 ani. La fel, de 4 ani suntem frați. Vedeți free run-ul sau trekking-ul sau parkour-ul ca pe o meserie de viitor? Da, aș putea spune chiar foarte bun viitor. Depinde, trebuie să ai și cunoștințele necesare și cineva să te ajute să ajungi. Poți ajunge cu trekking-ul ori cascador în filme, ori poți să fii sponsorizat de Red Bull sau alte companii și poți să faci bani doar practicând ce ne place. Ce sfaturi puteți da unui viitor free runner? Primul sfat e să se apuce dacă îi place și a văzut astfel de videoclipuri și chiar crede că o să ajungă să facă, trebuie să fie dedicat. Poate nu 100% la început, dar cu timpul trebuie să se dedice. Și prima chestie care o înveți oricum la parkour, free run, trekking, e să cazi. Trebuie să înveți să cazi. Mulți care se apucă, dacă văd că nu reușesc să fac un anumit flip sau orice imediat altceva, imediat se lasă. Adică nu continuă. Ei vor să
aibă succes imediat. Acest sport se învață în timp, cu trecerea anilor. Și... Dacă ați primit sala respectivă și ar fi amenajată corespunzător, ați fi de acord să oferiți câteva lecții și copiilor sau ați învăța pe ceilalți ceea ce știți voi în momentul de față? Păi asta a fost și cred că încă este un fel de proiect de-al nostru. Am vrut vara trecută să înființăm un fel de școală, fără acte sau chestii. Școală, adică noi să invităm copii care vor să se apuce, chiar și oameni mai mari, nu e problemă. Dar să avem locul necesar, nu vreau să pun copiii să învețe acest sport într-un mediu în care este, se pot accidenta, este periculos. Așa, dacă am avea o sală, aș fi foarte de acord, să, mai ales în timpul meu liber, să-l dedic copiilor sau persoanelor să învețe acest sport minunat.